Bună ziua! Sunt Bogdana Păcurari, trainer și psihoterapeut Mind Education. Mi-am propus ca în cele 5 minute pentru o minte sănătoasă de astăzi să vă vorbesc despre depresie. Depresia afectează persoane de toate vârstele, inclusiv copii. Apare deseori în urma uneia sau mai multor pierderi, dar și în urma dificultății de a gestiona stresul profund sau cronic. Ultimile cercetări din domeniu ne spun că depresia este cea mai întâlnită formă de tulburare mentală. Depresia este a doua cauză a dizabilităților în lume, după cele cardiovasculare, iar până în anul 2030 se preconizează a deveni cel mai mare contributor la povara globală a bolii și dizabilității. Mai îngrijorător este faptul că aproximativ 30% dintre cei care au avut un episod depresiv în viața lor n-au fost diagnosticați niciodată, ceea ce înseamnă că nici n-au beneficiat de un tratament corespunzător. În fapt, depresia este atât de întâlnită și netratată adecvat, deoarece multe din simptome nu sunt atât de cunoscute. Tristețea, starea de letargie, lipsa de motivație sau dorința de a dormi mai mult sunt într-adevăr simptomele cele mai cunoscute ale depresiei, însă ele sunt departe de a fi principalele și singurele simptome. Așadar, vorbim despre depresie atunci când persoana prezintă modificări legate de starea de spirit, apare deseori furia, agresivitatea, impulsivitatea, irascibilitatea, de exemplu, furia la volan, anxietatea și neliniștea continuă. Apar modificări în ceea ce privește bunăstarea emoțională, cum ar fi sentimentul de gol, fără speranță, dificultatea de a găsi plăcere în activități și dificultatea de relaxare, retragere din angajamente sociale sau senzația de oboseală continuă. Consumul de băutură în exces, consumul de droguri, implicarea în activități cu risc ridicat sunt tot simptome ale depresiei. Scade interesul sexual, apare lipsa performanței sexuale. Se modifică o parte din abilitățile cognitive, cum ar fi capacitatea de concentrare, dificultăți în îndeplinirea sarcinilor, răspunsuri întârziate în timpul conversațiilor, dificultăți de a lua decizii. Deloc de neglijat este faptul că în depresie apar modificări în sănătatea fizică, cum ar fi dureri constante în corp, dureri de cap, probleme digestive, modificări ale apetitului și modificări în greutate. Și nu în ultimul rând, gânduri suicidale. Ce e de făcut în situația în care trec prin un episod depresiv? Împărtășesc cu voi câteva practici. Primul aspect important este recunoașterea stării de depresie și cel mai valoros lucru este acela de a apela la un specialist. Controlul ruminațiilor este un pas important ce duce la schimbare. Ruminațiile continue ce caracterizează starea depresivă nu fac decât să întrețină cu tulburarea. Cel mai simplu mod de a prelua controlul asupra gândurilor negative este prin practica prezenței, prin meditație și prin mișcare, sport. O altă practică importantă este aceea de a face alegeri sănătoase și conștiente. Să nu iau decizii în funcție de stare, ci în funcție de valori, în funcție de nevoia mea reală. Ce ajută în sensul acesta este să-mi stabilesc un plan, o rutină zilnică de dietă și de somn, în care să incorporez și activități plăcute. Să învăț să recunosc factorii care induc starea depresivă, cum ar fi stresul profesional, refugiul în muncă, o perioadă mai lungă cu grijă scăzută față de mine, față de starea de bine. Și o altă practică importantă este să reduc motivația externă legată de lucrurile ce îmi dau satisfacție. Acestea sunt cele legate de statut, de bani, de superficialitate și să mut energia către valorile intrinseci, către dezvoltarea personală, profesională, către dezvoltarea relațiilor calitative, către practica recunoștinței.
Dacă v-am trezit interesul și vreți să aflați mai multe despre acest subiect, vă aștept în grupul de Facebook Practica Stării de Bine, unde vom dezbate tema depresiei toată săptămâna și unde sănătatea mentală și emoțională sunt domenii de interes constant. Nu uitați, vă așteptăm în fiecare miercuri de la orele 13 pe pagina de Facebook pentru cele 5 minute pentru o minte sănătoasă. Pe curând!